fi să caute lumea prin viața ta ce-ar, ce-ar găsi ce dincolo de buzică, de știi, eu cred despre mine că sunt un om liniștit. Da, bărberit astăzi, eram cu barbă ieri, dar azi m-am bărberit, că am făcut un tratament facial. Iată ce găsește lumea la un nou mi-ai trăit. Eu și deci te visești în continuare? M-am jucat azi, azi m-am răsfățat, am stat de la ora 1 până la 5, m-am pensat, mi-am făcut un tratament, m-am tuns, evident, și am făcut și un masaj. Deci uh-huh. până la ora 5, după aia am fugit la București, că eu stau în Constanța. Și am venit la emisiunea ta. Uite, așa mi-am petrecut ziua. Zilele trecute suplângea Elena, zice, bă, nu mai pot să-mi fac o programare la coafor, că-s numai bărbați, că-s numai bărbați, da. Nu, eu m-am tuns, la da. La pensat, la coafor, oriunde, la epilat. Stai să vezi că a apelat cineva la mine, dar nu mi-a dat un nume, din Constanța, cu un salon celebru și zice, Mihai, vrei să-ți pun gene? Zic, ce? What? Zice, da. Eu zic, s-au dus bărbați, l-a pus gene, tu nu știi ce bătaie e, de apropo de, adică au ajuns să-și pună gene false băieții. La de pensat, ai pensat vreodată? Da, m-am pensat azi. A, te-ai și pensat asta. M-am pensat, nu mă pensam până acum un an. Eu nu le-am atât de stufoase, dar am văzut că e un trend așa, ca să arate mai îngrijit, că nu, n-ai ce lua dar de la mine. Dar nu știi câți bărbați se epilează definitiv. Da? Bine, ăștia de la sală toți își dau, eu nu. Uite, uite cât păr am pe piept. Și nu mi-e rușine cu el. Da, niciun stres. M-am făcut o dată de două ori pentru poze, nu știu ce am văzut, ședințele foto. Dar nu mai, nu. Mi se pare că e mai bărbătește mai și mai firesc așa, mi se pare că nu. Bine, ne îngrijim sub braț sau sunt locuri unde îl dăm părul jos. Dar asta, ce avem pe el? Dar te îngrijești așa pur și simplu pentru tine? Nu, sau... dar nu fac obsesii din asta, nu. Asta e o chestie feminină și mă enervează. Tot ce duce spre chestia aia mă enervează și atunci eu acasă nu cred că e o chestie feminină, dar cred că nu trebuie să exagereze. Exact. Cu limită. Nu, m-am pensat pentru că mi-am făcut, cum să zic, un obicei când mă duc la tuns, pensat, tratament facial, mi-au stors puncte negre, nu știu ce au mai găsit, mizerii pe mine așa. Și un masaj. Nu știu, acum e cineva în viața ta? Ai vreo... În momentul ăsta nu. Și nu știu că, știu că ăsta e subiectul serii. Poate să fie și ăsta. Poate să fie și ăsta. Eu m-am și logodit odată, a fost... Odată? Odată, că și ți-ajunge. Ți-a trecut? Nu mi-a trecut, dar logod înseamnă aproape căsătorie și... Eram convins, 3 ani jumate am stat cu fata și eram convins că o să fie căsătorie. Asta recent sau? Da, prin 2009. A fost în presă, am fost și pe la emisiune. Eu mi-am făcut o părere despre mine că sunt un băiat... Cred că părerea mea e prea bună despre mine. Eu am senzația că sunt perfect, că sunt prea cu minte, că de vreme acasă, că sunt civilizat, că sunt la locul meu, că sunt un tată bun, aș putea fi. Îți văd pe Instagram, îți urmăresc acolo și... tot timpul cu copilul. Cred că aș fi perfect pentru o căsnicie, dar vezi tu că n-am nimerit ce trebuie. Poate caut greșit, că na. Dar nici nu prea că... caut, eu sunt destul de timid. Am postat recent, acum o săptămână, mi-am pus pe Instagram... Zic, bă, am și eu nevoie, sau vreau, că eu sunt timid de fel, să-mi dea și mie eu, fată, o întâlnire. Să-mi zic că vii la o întâlnire. Nu mă pățesc, frate. Dacă spun cinstit că primesc poze de ochiate de 1000 de feluri și toate mă cheamă, nu mă cheamă. Mi-ai zis asta. Dar nu mă cheamă la o cafea. Doar mă la cheamă, partide. Da. Și mă enervează. Eu nu pot să-mi fac o relație cu o astfel de fată. Nu, recunosc că acum când n-am o relație, evident că mai am câte o aventură, că sunt om și na, dar nu privesc ca pe ceva. Eu cred că tu pleci dintr-un punct greșit, ai zis mai devreme, eu cred despre mine că sunt un bărbat da, perfect. Păi nu, cred și cred că aici e greșeala, că eu mi-am făcut o părere. Nu sunt despre bărbați perfect sau femei perfecte. Da, nu, eu cred că sunt perfect pentru căsnicie, nu că sunt bărbat perfect, asta vreau să punctez. Cred că sunt destul de cum să cade și aș fi perfect pentru o relație închegată, eu sunt cu relațiile alea stabile, eu așa și le zic. Zic să nu spui că stăm un an sau trei luni sau că nu știu ce. Că mai sunt situații în care zice, da, da, nu mă văd cu tine peste 10 ani. Păi atunci nici nu vreau să încerc ceva, nu știu cum să zic. Mie îmi place deci să știu că ne legăm pe viață. O noapte, asta o noapte asta poate ta. Ne mai întâlnim, asta cu poate, na, știi? Și atunci eu zic, bă, da, dacă putem sta 50 de ani de acum încolo și dacă ei se pare ciudat, nu ne mai întâlnim. În fine. Nu știu, da, sunt după, niște minusuri există. După undeva. O aventură de asta de noapte, nu știu, uneori le dai curs sau... Da. Bun, după o aventură de asta de noapte, dacă tu te îndrăgostești și ea nu mai dorește, s-a întâmplat să și suferi? Eu am suferit pe la 19 ani, atunci suferi. Păi știi care a fost prima mea... Ai suferit după prima dragoste? Nu, prima dragoste a fost tot pain, chiar aici să o povestesc, n-am zis-o în viața mea. Deci aveam 17 ani, eram total virgin. Făceam un curs de teatru în Piatra Neamț, eu de acolo sunt, și în ziua, într-o zi, a venit la curs o tipă, Amalia o cheamă, nu-ți zic numele de familie, nu te spanica, s-a pus în fața mea, noi stăteam în cerc, așa la cercurile de teatru, și mi-a tot făcut din ochi, tot făcea semne, zâmbea, și după curs, ea m-a invitat la o cafea. Mi-a plăcut ideea asta, dar nu mai mare să se întâmple, Amalia? Era mai mare cu vreo 2-3 ani, da. Și aia a fost prima mea experiență, dar n-am spus-o pentru că m-a luat la ea acasă, m-a vrăjit, m-a fermecat, eram un copil prăpădit. S-a dezbrăcat.
n-avea o mână. Avea avea mânuș la mână și eu nu mi-am dat seama, până n-am ajuns la punctele culminante, nu mi-am dat seama că erau niște mâini din cauciuc, din plastic. Avea mâinile retezate, ceva, nu știu ce accident. Amândouă? Amândouă mâinile retezate, da. Deci era puțin... Și atunci am avut un pic de șoc, dar în același timp a fost prima mea îndrăgosteală, să zic așa, știi? Ea a doua zi a plecat în Italia, fără să-mi zică nimic, și eu am rămas fix îndrăgostit. Te-a stat Amalia. Da, ea arăta bine așa în esență, dar vezi, avea problema asta cu mâinile. Și cu am rămas ai început viața de bărbat? Da, exact așa s-a întâmplat. A fost pur și simplu un accident de o noapte, care a fost o oră de seară. Nu e o problemă că aveam mâinile de cauciuc. A fost pentru mine, pentru că a fost prima mea... înainte, nu? Adică... Dacă îmi spunea, poate nu mai ajungeam până acolo. Dar n-am regretat niciodată. Dar chiar și așa ți-a rămas întipărită? Da, mi-a rămas pentru că a stat tot timpul cu mănuși, că avea o jenă, evident, și probabil un complex din asta și făcuse. Și aia a fost prima, la 17 ani. Până la 19 ani n-am avut nicio relație, eram doar un tocilar, că așa am fost la școală, și abia la 19 ani, tot o tipă băgată de maică mea în cameră la Revelion, n-am să uit, că eram foarte timid și maică mea mi-a băgat o fată în cameră exact pe noaptea de Revelion. Ia crezând că ești virgin. Maica mea cred că tot simțea nevoia să mă cupleze, vedea că sunt timid și stau numai cu cartea în brațe și eu eram olimpic și vreau să iau la 7 facultăți și nu știu ce. Bă, să te ducă tata la femeie, am mai auzit, dar să-ți aducă păi nu mea. Deci maica mea a băgat-o pe fata asta în cameră și mi-a zis, pac, uite, fă cunoștință cu Andreea și mi-a închis ușa pe dinăuntru. Și era două noaptea de Revelion, aveam 18 ani. Bă, nu, să nu-mi zici venisem de la ca facultate. Ce? Să nu-mi zici ca și plătitul. Nu, era o vecină de-a noastră și o vroia neapărat noră, maica mi-era turbată după okay. Și zicea, nu, și aia mi-a zis fata, maica ta vrea să ne căsătorim, dar nu ne-am căsătorit, dar am avut o relație, adică am încercat ceva. Deci după ce te-a închis maica ta în cameră aia cu aia a fost vecina? A doua mea relație. Da, a funcționat cumva. După care m-am dus la facultate în Iași. Mai la ușă. Mihăiță, ești timid, nu ești timid, Mihăiță? Da, hai, Mihăiță! Eu am fost mereu mai retras, așa, știi? Câteodată și eu mă... Dar nu cumva asta te urmărește, faptul că, mă rog, timiditatea anilor respectivi, știi că faptul eu sunt că mama dual? Ta a încercat să-ți bagi o femeie pe în viață? Crezi că m-am traumatizat acum? Nu, dădeam 2 lei. Nu, dar pe mine mă enerva. Gestul ăla nu chiar așa pentru un băiat. Se simte deranjat și chiar jignit. Nu-i frumos. Mai chestia. Nu. Păi te simți nasol, dar și eu nu pot să-mi găsesc, trebuie să-mi aducă mama o fată, cam asta era, știi? Dar vezi, timiditatea asta era bine, cumva... Bine, mi-ar fi plăcut să agațe maică-mea pentru mine. Să-ți adică... aducă, da? Bine, voi știi care sunteți deja realizați, care aveți o familie, copii, priviți lucrurile relaxat, detașat. Eu n-am trăit chestiile astea și am ajuns la aceeași vârstă cu tine. Lucrurile și... astea le primim relaxat și detașat. Da, restul nu, că viața e grea în continuare. Ar fi cum ea să ne consume și lucrurile astea când... Da, și nu știu, dar nu mai fac complexe. Să știi că trăiesc, am avut atâtea relații, atâtea. Câte am avut eu? Vreo 3 de 3 ani, deci vreo 9 ani tot am trăit o relație. Dar să tot rup. Acum un an am avut o relație de un an, s-a rupt. Nu le-am mai dat către presă pentru că am văzut că presa are tendința de a ne chema la televizor, deci cum afișam cu o fată publică în ziar, a doua zi eram la emisiuni și se strică ceva, nu știu. Am observat chestia asta, când o faci publică relația, parcă toată lumea e împotriva ta, în loc să susțină cuplu. Și n-am mai practicat chestia asta. Mi se pare că viața privată trebuie să fie acasă. Dar uite că am avut anul trecut o relație de un an și aia s-a stins. Și tot așa. Adică, dar nu-mi bat capul. Dar când se întâmplă... Nu știu, trebuie să căutăm explicații. S-am zis că eu cred că totuși la mine e ok, dar eu cred că în mintea mea e ok. Ceva e un minus. Minus există. Habar n-am. Acum facem psihologie, nu știu. Eu cred, chiar cred că ai fi un tată da, eu sunt minunat. Ok. Mai ales că tu ai amintirile din copilărie. O situație financiară fi bună. Și anti-tatăl tău. Da. Fără doar bine. Și poate. Da, da, bine, eu seamăn cu Michael, am firea ei, care e blândă. Era. Uh-huh. Era blândă, așa că nu mi-aș bate copiii, nevasta, niciun caz. Chiar i-aș crește. Uite, am 8 pisici, da? Și vreau să spun că îi cresc ca pe niște copii. Pentru că grija asta știi că e aproape aceeași. Chiar dacă râzi acum, e aceeași grijă. Trebuie la fel hrăniți din toată ziua să stai. Nu, a făcut la toaletă, duce, schimbă. Bine, cum schimbați Pampers-ul? Trebuie să ai grija lor. Ți-a îmbolnăvit, fugi la doctor, ia-l în brațe. E o ceva asemănător. Dar vreau să spun că mi-mi place. Îi stau și mângâi și perii. E un pic mai mult. Da, bine, am făcut o comparație proastă. Dar am vrut să zic că mi-am testat un pic chestia asta și am răbdare. Sunt absolut convins fiecare pisoi. Vreau să spun că am așa sensibilitate încât dacă iau 2 pisoi în brațe la mângâiată, iau și pe ceilalți 6 ca să nu sufere. Deci am o chestie din asta. Mama m-a văzut pisicul ăla din colț și îl văd cum se uită și mă duc și la el. Deci așa aș face și cu copiii pe care mi-i doresc mulți. Deci noi am fost 4 și la maică mea au fost
15 frați și la taichinu 10, deci la noi e o genă reproductivă ca, sau productivă. Mm-hmm. Deci dacă m-aș apuca de copii, că i-am spus cele cu care m-am logodit, i-am zis, vezi că eu vreau 12 copii. Dar eu nu glumeam, eu am zis că vreau, frate, pentru fiecare zodie. De-aia eu fi fugit. Nu știu. A zis că ea nu mi-i face oricum pe toți. Și a zis, nu știu, mai caută pe cineva, că eu îți fac un sfert, jumate. Fetelor, nu aventuri de noapte. S-a săturat de, da, de astea. Deci nu mai dați Mihai poze și atât. Că dacă îmi dați poza, mi-o dați mai bine, mi-o dați după un an. Păcăliți-mă, chemați-mă la cafea, ne cuplăm, ne combinăm. Și după un an, băi, vreau să-ți dau poza asta. E mult mai eficient. Așa poze, am dat poza din prima. Poze nud, zici, nu? Ce? Poze nud. Nud e puțin zis. Vrei să pronunț acum la oră de no, copii? Nu. No. Nu de puțin spus, dacă ar fi un nud frumos, bă, dacă îmi dai o poză așa, dintr-o parte, o chestie. Dar dacă mi-o dai așa, adică să mă ierte Dumnezeu, parcă nu mai e aceeași. Mai ales că nu-i mai place cărnița, e vegetarian, dar despre asta vorbim da, altă dată. Mulțumesc așa mult de tot. Mulțumesc, Mihai, pe unde te vede lumea în perioada următoare? Organizez un concurs de talente, cine vrea să se înscrie la Constanța, la Năvodar mai exact, Festivalul Primăverii, găsiți pe Facebook. Detalii la tine pe și Facebook. Și scrieți-vă acolo, muzică, dans, tot ce vreți, cântăm, dansăm, teatru, poezie. Și dacă vreți premii, toată lumea. Mulțumim mult de tot, mulțumesc, Mihai Treștariu, imediat.